Știți cu ce își mai ocupă timpul parlamentarii noștri? Fac plângere la poliție și la protecția copilului împotriva unei agenții de publicitate. 15 parlamentari români, dintre care 10 de la PNL, 3 de la PSD, unul de la ALDE și unul de la minorități, au depus o cerere la Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și au cerut o anchetă prin care să se verifice dacă copiii care au apărut într-un videoclip al agenției de publicitate Papaya în preajma referendumului au fost abuzați emoțional sau economic. Adresa apare pe site-ul Camerei Deputaților, la grupul parlamentar al PNL, care are și cei mai mulți semnatari pe document. Cei 15 sunt 13 deputați și 2 senatori. 10 sunt de la PNL. Cupșa Ioan, Mihăilescu Dumitru, Popescu Pavel, Fădor Angelica, Kerekes Florica, Ardelean Ben Oni, Sigartău Robert Ionatan, Gheorghe Andrei Daniel, Ionița Antoaneta, Neagu Nicolae. 3 sunt de la PSD. Jivan Luminița Maria, Titus Corlățean, Gabriel Beniamin Leș. Unul de la ALDE, Cătăniciu steluța gustica și unul de la minorități, groșaru Andy Gabriel. Însă, lucrurile nu se opresc aici. Poliția s-a sesizat și ea în acest caz, iar administratorul agenției Papaia, Robert Tiderle, a fost chemat să dea explicații despre ceea ce au reclamat parlamentarii. Doar că în adresa poliției apărea un număr de 13 parlamentari, probabil din cauză că au fost 13 deputați care au semnat memoriul. Un internaut înfuriat, așa cum se autodeclară, a postat un mesaj pe pagina de Facebook a șefului de la agenția Papaya și a lămurit ce este cu cei 15, respectiv 13 aleși. Ca să risipim niște dubii care au apărut, l-am întrebat adineor pe Robert Tiderle de la Papaya dacă ăia 15 parlamentari care i-au reclamat la poliție pentru spotul copiii referendumului sunt aceiași 15 care i-au dat în gât la protecția copilului. Iar Tiderle a zis că e aceeași reclamație, protecția copilului a dat forward. Deci da, sunt tot ăia 10 parlamentari de la PNL, 3 de la PSD, unul de la ALDE și unul de la minorități, a scris omul vizibil iritat. Clipul, mult discutat, intitulat Copiii referendumului, a fost lansat la începutul lunii octombrie și este inspirat din popularul serial The Handmaid's Tale, povestea slujitoarei, și a devenit viral într-un timp foarte scurt. În clip, mai mulți copii care poartă celebrele costume din serial sunt chestionați de Aunt Lydia, cu privire la evenimentul care urma să aibă loc pe 6 și 7 octombrie. Apar de asemenea mai multe trimiteri critice la PSD, partidul care și-a asumat public prin liderii săi susținerea referendumului. Sigla PSD pe banderola purtată de Ont Lydia, un portret care îi înfățișează pe Liviu Dragnea și Călimpo Popescu tăriceanu dar și înlocuirea celebrului salut din serial Blessed Be the Fruit cu Îndrăznește să crezi, sloganul programului de guvernare PSD. Reîntoarcerea la valorile tradiționale este subliniată în videoclip de o scenă ce are loc în fața casei poporului și în care mai multe femei sunt arse pe rug. Depinde de noi ce viitor le pregătim. Dacă vă pas să stați acasă, este mesajul care încheie clipul Papaya Advertising. Plângerea la protecția copilului a celor 15 parlamentari și autosesizarea poliției în acest caz au generat reacții critice vehemente în mediul online. În fața imensului scandal public, unii semnatari ai cererii și-au pus cenușă în cap. Îmi cer scuze public pentru greșeala pe care am făcut-o susținând prin semnătură un demers de care nu am știut și anunț că îmi retrag semnătura. Mi s-a cerut semnătura pentru o întrebare, nu pentru o plângere. Eu nu am semnat nicio plângere. Vorbesc de întrebarea adresată a autorităților pentru protecția copilului privind clipul copiii referendumului realizat de Papaya Advertising, a scris deputatul Pavel Popescu pe Facebook. Prin vicepreședintele PNL, Raluca Turcan, a spus că sesizarea a fost făcută în nume personal de parlamentari care sunt membri ai grupului ecumenic de rugăciune. Din acest grup ecumenic fac parte 21 de parlamentari.